Prin clipe de coșmar au trecut și românii stabiliți în Țara Soarelui Răsare. Departe de casă, blocați în mijlocul infernului, oamenii pot cu greu să ceară ajutor sau să ia legătura cu cei dragi, deoarece liniile de comunicație nu sunt funcționale. Am reușit totuși să luăm legătura cu câțiva dintre ei. Mărturiile lor sunt cutremurătoare. Încă o replică acum. Newsroom staff. Că a fost o replică de 6,7, cea pe care a simțit-o doamna ca fiind puternică. Pur și simplu am ieșit afară, nu am putut să mă gândesc să intru sub masă. Eram într-o zonă în care puteam să ies ușor afară și am preferat să ies. Toată lumea e frustrată, dar înțeleg situația și...